Bună ziua! Am organizat astăzi o conferință de presă cu două subiecte. Primul subiect va fi prezentarea candidatului nostru pentru funcția de primar în orașul Roman. Al doilea subiect va fi cel privitor la alegerile interne care se desfășoară duminică 11 octombrie. Alături de mine la această conferință de presă este președintele organizației județene, domnul deputat Ionel Arsene, candidatul, și reprezentanți președinți de organizații locale, PSD, Tineret, plus susținători ai candidatului. Așa cum am promis după conferința de alegeri din organizația PSD Roman, am promis că la începutul lunii octombrie vom veni în fața dumneavoastră cu candidatul care l-am ales pentru funcția de primar. Am spus atunci că în preferințele mele, și mă bucur că aceste preferințe s-au suprapus și peste altor factori de decizie, prefer un candidat care să fi fost mai puțin implicat politic, bun specialist, cu ceea ce înseamnă o bună structură, atât din punct de vedere familiar, cât și din punct de vedere a specialității în care acționează. Și bucuria mea este și undeva între 40 și 50 ceva de ani. Bucuria mea este că am reușit să găsim acest candidat. Am sortat între mai multe propuneri de candidați. Dânsul a avut punctajul cel mai mare și de aceea vreau să vi-l prezint. Candidatul votat aseară în biroul permanent al organizației locale Roman pentru funcția de primar este domnul Oprea Gheorghe, economist. El este cel care a acceptat și a venit alături de noi pentru a porni bătălia, ca să spun așa, pentru primăria Roman. Am să îi dau cuvântul dânsului să se prezinte, pentru că mi se pare normal așa și să spune gândurile care a venit. Va vorbi domnul președinte a organizației județene, după care aștept întrebările la dumneavoastră. Domnul Gigi, cum îi spunem noi. În primul rând, țin să vă mulțumesc atât dumneavoastră, cei din fața mea, cât și celor din spatele meu și tuturor celor care constituie o echipă în cadrul acestui partid și care, în primul rând, mi-au făcut marea cinste, da, să reprezint acest partid pentru acest proiect. Vreau să vă spun că nu am făcut politică, am fost simpatizant de stânga toată viața, dar ca fiecare persoană în viață este dornică de provocare. Am intrat în acest proiect, da? Și am intrat să înving. Dar nu voi învinge singur. Voi ține cont în toată această platformă pe care noi o vom prezenta în campanie de cerințele cetățeanului. Provin din acest oraș, m-am născut în acest oraș, am învățat în acest oraș, aici îmi desfășor activitatea. Sau mai bine zis, până ieri mi-am desfășurat activitatea. Tot acest proiect al nostru va fi prezentat după ce vom sintetiza absolut toate doleanțele romașcanului. Vom fi acolo zi de zi. Da? Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și mulțumesc din toată inima celor care și-au pus speranța în mine. De ce am venit în acest proiect? Pentru că am avut două mari aturi. Odată, conducerea de la județ este guvernată de Partidul Social Democrat,
conducerea centrală este guvernată de Partidul Social Democrat. Da? Am lucrat într-o structură economică. Știu ce înseamnă sistemul economic și știu cum pot ajuta acest oraș. Vă stau la dispoziție cu întrebări din partea noastră. Domnule, haideți să lăsăm întrebările la urmă. Da? Vreau să spun și eu câteva cuvinte despre și după care întrebări ne dați. Bun, da. Dacă ați terminat, domnule. Da, domnule. Da? Bună ziua, vă spun și eu. Încă o dată îmi cer scuze pentru că am întârziat. Vă spun dumneavoastră bună ziua telespectatorilor. Domnilor președinți, mă bucur să văd că sunteți într-un număr atât de mare aici. Îi spun bun venit domnului Oprea în marea familie a PSD-ului Romașcan și sunt convins că noi cei din PSD am făcut astăzi o alegere foarte bună. De ce vă spun că sunt convins că am făcut o alegere foarte bună? Pentru că alegerea pe care noi am făcut-o s-a bazat pe niște măsurători pe care le-am făcut în municipiul Roman și ceea ce pentru mine a fost extrem de important s-a adeverit și sunt bucuros să vă spun că romașcanii vă prețuiesc, romașcanii au o impresie foarte bună despre dumneavoastră și da, vă văd viitorul primar al municipiului Roman. Ceea ce eu trebuie să recunosc că până să fac măsurătoarea pentru candidat la Roman, am avut câteva întâlniri cu domnul Oprea în care am încercat să-l cunosc ca om, să vedem dacă se pliază pe profilul candidatului Partidului Social Democrat, dacă este omul care poate aduce și speranță și bunăstare în municipiul Roman, dacă este omul care poate face administrație și bineînțeles că mi-a făcut o impresie foarte bună, are aceste calități, însă important era ce spun romașcanii despre domnul Oprea și vă spun că romașcanii au o impresie foarte bună. Eu știu că nu va fi o luptă ușoară. Domnul primar Leureanu este un candidat redutabil, are trei mandate, da? Două. E al treilea, nu? Da. E al treilea mandat, da. Și eu cred că e și ultimul mandat al domnului Leureanu. Am speranța asta și chiar am convingerea că va fi ultimul mandat al domnului Leureanu, pentru că noi cei din PSD trebuie să recâștigăm municipiul Roman și nu trebuie să recâștigăm pentru noi, trebuie să redăm romașcanilor. Romanul a fost guvernat de PSD o bună bucată de timp, cu rezultate foarte bune și cred că e timpul ca PSD-ul să dea viitorul primar și să facem administrație așa cum trebuie făcut o administrație. Îmi pare rău să o spun, domnul primar Leureanu n-a făcut administrație în interesul romașcanilor, dar astea le vom spune în campania electorală și vom aduce și dovezile necesare pentru a explica cum s-a făcut administrație timp de 10 ani în municipiul Roman. Bineînțeles, când nimeni nu te critică și toată lumea îți spune că ești foarte priceput, tind să crezi și tu. Și de-aia pot să-l înțeleg pe domnul Leureanu, că el chiar crede că face lucruri bune. Unele dintre ele. Bine zis. Da, el chiar crede. Însă nu face lucruri bune și nu le face în interesul romașcanilor. Vreau să vă spun că am încredere în domnul Oprea, am încredere în echipa PSD din municipiul Roman, o echipă care s-a consolidat, o echipă care s-a întărit, o echipă pe care eu personal o văd că vrea să facă performanță. Cred că vremea non-combatului a trecut la Roman și cred că e timpul să ne apucăm de luptă. E timpul să arătăm romașcanilor și județului că Romanul a fost un fief PSD puternic și că va deveni din nou ce a fost, un fief PSD puternic cu primar, cu un consiliu local puternic care să lucreze în interesul romașcanilor. Vom avea frecvente întâlniri la Roman,
vom avea frecvente discuții pe subiectul ăsta. Eu sunt convins că în perioada următoare echipa care va lucra cu domnul Oprea împreună cu președintele Manoliu vor reuși să ajungă în fiecare cartier din municipiul Roman, pentru că eu sunt convins că toți romașcanii vor să-l cunoască pe domnul Oprea, vor să pună mâna pe el să vadă că e viu, că e un om care a venit cu gânduri bune, un gospodar care vrea să facă din municipiul Roman un oraș așa cum trebuie să arate un oraș în, european. Sunt convins că vom reuși. Și chiar vă spun, fără să pară un tipar, eu chiar cred în domnul Oprea și chiar cred că poate câștiga primăria municipiului Roman. Vreau să vă urez succes. Vreau să vă spun că Partidul Social Democrat este o familie care va primi cu brațele deschise și că o să găsiți în noi prieteni și oameni de nădejde. Pentru succes mult! Vă mulțumesc, pentru asta am și intrat. Hai să vedem punctul al doilea cu alegerile și la sfârșit întrebările. Da. Deci, domnule președinte, dar nu-ți dați dreptul și președinților de organizație să spună și aici? Ba da, sigur. 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 Da. Poftim. Vă termin cu subiectul pe alegeri, după care o să luați și dumneavoastră cuvântul, că e firesc. Mâine vorbesc cu despre alegeri. Da. Da. Mâine, nu mâine, duminică, așa cum dumneavoastră știți, Partidul Social Democrat își alege președintele. Va fi un alt fel de tip de alegeri. Toți membrii de partid ne vom alege președintele. Vom organiza un scrutin de alegeri cu secții de votare. Nu știu acum cum s-a organizat la Roman, bănuiesc că mai multe o să vă anunțe președintele. Așa după cum și dumneavoastră știți, în curs a rămas un singur candidat, domnul președinte interimar Liviu Dragnea, un om în care noi, cei din Neamț, credem, un prieten al Neamțului, un om care a sprijinit foarte mult administrația locală din județul Neamț și am convingerea că majoritatea membrilor de partid din județul Neamț vor vota pentru președintele Liviu Dragnea. Și ulterior, pe data de 18, urmând, avea loc alegerile pentru celelalte structuri de conducere ale PSD central. Invit toți membrii de partid PSD să vină alături de noi și să voteze pentru președintele partidului. Sunt convins că ne-am organizat foarte bine. Pe toată durata săptămânii am avut întâlniri, șefii de colegii au avut întâlniri cu primarii, cu președinții de organizații. Suntem organizați, suntem pregătiți și duminică am convingerea că vom avea alegeri fără incidente și va ieși și rezultatul scontat. Domnul Manoliu, dacă vreți să mai spuneți ceva pe subiectul deci, ăsta pentru... Duminică avem două secții de votare organizate, una este la sediul partidului și una la Casa de Cultură a sindicatelor, unde avem o sală. Dacă dumneavoastră, noi am spus că am dorit ca presa să ne viziteze la 12 la sediul partidului, între 12 și 12 jumătate, 12 jumătate, 1 jumătate la secția de votare de la Casa de Cultură, bineînțeles, în funcție de cum vreți și dumneavoastră, atunci vom fi în cele două locații prezent eu împreună cu cel care astăzi vi l-am anunțat ca și candidat pentru funcția de primar și cu o parte din colegii mei din birou. Cei care sunt angrenați efectiv în secțiile de votare îi veți găsi acolo. Procesul de votare începe de dimineață și dacă vor vota toți membrii care îi avem, la ora când terminăm, facem procesele verbale și le transmitem mai departe la organizația județeană. Cam atât am vrut să vă spun. Vreau din rândul președinților sau colegilor mei de birou, cine vrea să ia cuvântul,
poftească în față, după care așteptăm întrebările dumneavoastră. Vorbiți de acolo. Da. Stimați domnilor, mă aflu onorat că sunt în mijlocul dumneavoastră și pornesc la ideea domnului președinte Marsilie. Domnule candidat Oprea, trebuie să fiți mândru că aveți 3 aturi în prima fază. 1. Sprijinul organizației locale PSD. 2. Sprijinul organizației județene. 3. Că sunteți un om integru, lucrați în economie, știți problemele care se pun până etapa actuală. Dar ca să reușim să-l batem pe domnul primar Năureanu, care este foarte greu de bătut, dar așa cum a spus și domnul Arsenie, nu e imposibil. Mai trebuie să mai aveți girul, aveți și girul președinților, dar trebuie să aveți girul celor mai importante factori, populația municipiului român. Ca să avem girul populației municipiului român, depinde foarte mult de președinții de organizații, depinde foarte mult de factorii care conduc organizațiile și depinde în cel mai mare, din cel mai mare punct, proiectul dumneavoastră cu care veniți. Dacă veniți cu un proiect cu teme de sănătate, social, educația, industria, protecția omului, locurile de muncă, știu că nu dăm noi primarul locurile de muncă, dar cu un proiect pentru ca să răgim și noi, organizațiile, președințele, în momentul când vom merge la întâlnire cu alegătorii, vor vedea alegătorii în proiecturile dumneavoastră, care bineînțeles că astea va veni din punct de vedere politic expuse în mass media, dar noi vom avea posibilitatea să vă sprijinim. Dacă mergem iară cu jumătăți de măsură, că o să asfaltăm o bucățică de stradă, că o să ajutăm pe tantirada, că o să ajutăm pe ala, nu facem nimic. Haideți să venim cu un proiect cu o temă, cu teme, nu cu o temă, cu o teme, cu teme care să putem să-l facem cu domnul Loreanu. Vă mulțumesc, vă doresc succes, să trăiți. Eu vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, mi-a scăpat mie și trebuia să discut și despre asta. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați ridicat un pic mingea la fileu. Evident că ne-am gândit la un proiect politic, nu facem amatorism din candidatura domnului Oprea. Adică domnul Oprea n-a venit alături de noi, a lăsat o profesie frumoasă, o carieră și n-a venit alături de noi să participe la competiția asta. El a venit să câștige competiția asta. Vom avea un proiect politic pentru Roma, un proiect pentru administrația romașcană, un proiect pe mai multe nivele. Și eu cred că ceea ce vom propune noi romașcanilor e ceea ce are nevoie astăzi romanul și romașcanii. Însă am vrut să facem lansarea candidatului, nu, prezentarea candidatului, că nu asta e lansarea, lansarea va fi altfel făcută și în perioada următoare vom lucra la un proiect cu care ne vom prezenta în fața oamenilor din municipiul Roman. Vă mulțumesc pentru asta. Mai sunt chiar și amator. Da. Vă rog. Să vă prezentați. Domnule președinte, sunt președinte organizației Spidecii PSD Roma. Domnule președinte, stimați colegi, stimați doamne și domnule din presa Roman, a venit timpul să mai face și noi o schimbare în orașul Roman. Nu neg că domnul primar nu a făcut nimic pentru romani, dar domnul primar ne-a făcut de râs cu o candidată care, știți și dumneavoastră, a adus un roman, a fost deputatul nostru, a candidat pentru un roman, dar ne-a făcut rușine. Nu uităm că domnul primar mergea la braț cu dânsa peste tot în România. Era drag. Ce avantaj, domnilor, nu a adus, stimați colegi, ce avantaj nu a adus femeia asta local? Ea trebuia să vină aici să rezolvi problema romașcanilor. Ce a făcut? N-a făcut nimic, domnilor. Domnul primar nu pot să spun că, dar în general a avut fonduri europene. Asta l-a salvat. Dar să vă mai spun o chestie.
Eu, ca președinte asociației, care am 700 de apartamente, centrul roman l-a făcut. Nu spun, dar periferia a lăsat-o de izbele, știi, domnilor. Deci, și-a făcut față numai aici, care a făcut în centrul romanului. Dar hai, domnilor, stimați colegii ai mei, care suntem o organizație roman, o organizație bine integrată, cu un președinte bine făcut, un om care este pentru oameni, hai să întoarcem soarta romanului, domnilor. Să o întoarcem, să ajungem, și tineretul ăsta are dreptul și el, domnule, la o funcție, deci sunt tineretul nostru în ziua de azi, este un tineret capabil, dar nu poate să avanseze din cauza ăștia cu capurile albi care au fost câte două, trei mandate în Parlament și acum cer niște indemnizații nesimțite. Față de cei ca noi, care am muncit atâția ani de zile și de fapt și de drept, pentru noi nu are niciun fel de farmic, pentru că ei își fac dreptul lor. Dar pentru noi ce-au făcut, domnule? Eu vă întreb ce-au făcut ăștia. Au dormit în bancă și ne-au furat cât au putut și-au făcut bogăției și pe noi ne-au dat deoparte. Așa vă rog frumos, hai să facem totul pentru tineretul ăsta care e capabil, un tineret bine pregătit, intelectual, și hai să facem ceva pentru ei. Lăsam pe domnul Leureanu, lăsam pe el, că au fost două mandate, fii sănătos. Nu e nicio problemă că au fost două mandate. Al treilea, să facem așa fel încât să mergem noi cu candidatul nostru la PSD, să mergem pe drumul cel drept și să dăm jos toată clica asta care mai este. Încă este o clică romană aici. De ce vă rog să fim alături de acest tânăr, care de fapt și de drept este un om bine pregătit și bine serios pentru romanul nostru, care o să ne aducă avantaje în romanul nostru. Nu dezavantaje, nu să fac plică, că el, toată primăria, angajată de primărie, este tot în mâna dreaptă al Leureanu. Și atunci, care este problema, domnule? Hai să schimbăm din temelii situația. Suntem un partid puternic, și hai să mergem înainte cu partidul nostru, pentru că este cel mai mare partid din România. Și de ce trebuie să facem totul ca această clipă, care de fapt și trebuie ce-a pus piciorul în prag, PNL-ul, zis PDL-ul, ăștia să ducă dracul că de atâta și-o bătut joc de popor. O tăi pensă, ce reproșăm noi lui Ponta, domnule? Că o reduce ASEO cu 5%, că o redus pâinea cu 9%, că o redus TVA-ul cu... Ce reproșăm noi omul ăsta, domnule? O da salariile înapoi, o da pensiile înapoi, care bandiții ăștia din PNL, că a zis să apuc PNL. Schimbat. Ăștia ce-au făcut, domnule? Eu vă întreb ce-au făcut ăștia? Ăștia sunt și bandiți care de fapt și dând, acum vreți să ajungă la puterea. Vreau să ajungă la puterea. Da, mulțumim. Vă mulțumesc pentru atenție și să țin în consecință. Da, mulțumim, domnul președinte. Sunt președinte la Organizația Locală 30, Pădurar Mărcheam. Numele ca să știți. O regulă. Pădurarul Basic la Organizația 30 Locală. Aș vrea să ne axăm un pic pentru noile alegeri, care este părerea mea și plănuiesc cum să fie luat în seamă funcțiile. Da. Tot ceea ce a fost acum criticăm pentru că nu ne-a convenit. Este o chestiune care ne doare pe toți. Acum să începem cu fostul primar, să-i zicem, nu în ghilimele, care sperăm să ne lase în pace, a trecut de la un partid la altul. Ne-au păcălit și anul trecut. Partidul Dan Leureanu, votează cu PMP. Mai acum vreo 2 ani au votat cu PDL-ul. Acum înțelegem că a trecut la PNL. Acum stăm și ne întrebăm care este identitatea acestui primar. Până la urmă, că nu mai are nicio treabă cu PSD-ul, că PSD-ul îi sare în cap, fără comentarii. Așa. Deci, ca să fiu mai scurt, nu vreau să vă rețin atenția prea mult, a făcut destul, după părerea lui,
și aproape mai nimic pentru populație. Primarul nostru, care va fi lansat la vremea potrivită, pentru că astăzi suntem într-o ședință în care ni se spune, domnule, o să facem o sidredie și nu știu ce. Deci, exponentul nostru, domnul Oprea, eu personal îl cunosc de câțiva ani de zile buni, și n-am auzit, efectiv, pentru că m-am avut și eu afaceri de tot felul și m-au controlat, nu m-au amendat, pentru că n-are cum, eu exponent al unei bănci. Așa. Nu. Merită. Deci nu că nu m-a sancționat pe mine. Deci vreau să spun că este un om cu capul pe umeri, o subliniat în permanență, care mi-e și jenă să spun, de tovarășa, să nu-i spun a lui, tovarășa lui de fel de fel de ce a făcut aici, Elena Udrea. Ne-a adus-o pe capul nostru aici și o încântat lumea și nu știu ce. Acum nu știu de ce nu mai e bine, măcar să-și vadă rezultatele. Am văzut niște emisiuni pe la televizor, la Ion Creangă acolo, dacă dumneai se uita, dar ai noștri de ei să uita slavă Domnului, nu are curaj să mai gândă. Acum cred că ce fac oamenii, ce, așa cam ce ar trebui. S-au asociat cu cine nu trebuie. Cu cine nu trebuie. Haideți să scăpăm. Și vreau să spun o problemă care este de importanță majoră. Facem tot ce trebuie, nu trebuie scăpată guvernarea. Facem tot ce trebuie să ne mobilizăm și să rămânem partidul care ne onorează de o viață întreagă. Mulțumesc! Mulțumesc. Sunt despolarizat, sunt în prezență de primărie, dar nu cu Roman. Și îl aștept și eu rugăminte, domnului candidat, pe care vom susține, desigur. Tot Tineretul dorește să fie implicat în proiectul dumneavoastră, proiectul care, cu siguranță, veți câștiga primăria. Și dorim să fim întrebați, dorim ca opiniile noastre să fie luate în considerare. Iar dacă ne veți câștiga pe noi, veți câștiga întreaga noastră generație. Și doar așa veți putea reuși. Mulțumesc! Da. Să vă răspund dumneavoastră. Când am pornit în acest proiect, înainte de a da un răspuns definitiv celor două personalități, atul meu a fost, vreau să mă uit la persoană, da. Atul meu a fost familia. Am un fiu care este anul întâi la informatică și același lucru mi l-a cerut ca și dumneavoastră. Să țin cont de tineret. Și am promis acest lucru. Dacă i-am promis lui acest lucru, vă rog să mă credeți că această promisiune vă fac și dumneavoastră, când spun dumneavoastră tuturor celor de o vârstă cu dumneavoastră care mi-a solicitat acest lucru. Da. Întrebările dumneavoastră. Așteptăm întrebări, da. Haideți că e cel mai bun președinte al nostru, trebuie să-i dăm cuvântul. Vreau să fiți scurt ca să... Da. Vreau să fiu mai scurt, dar concis. În primul rând să rămână bună ziua doamnelor domnișoarelor, să salutăm și presa, că este mijlocul nostru, că este un mediu foarte important pentru viața și activitatea noastră a tuturor celor care ne aflăm aici. Și a celor care nu sunt lângă noi, care așteaptă de la noi biseară, probabil să vedem pe un post ce am discutat azi în Partidul Social Democrat. N-am să discut nici despre primar, pentru că nu e momentul acum, toate la timpul lor. Eu am să văd ce facem noi în bucătăria noastră pentru viitor. Noul candidat, mă bucur, astăzi o zi de sigur pentru noi, pentru că l-am cunoscut pe noul candidat, domnul Oprea, din discuția pe care am avut-o cu dumnealui, 2-3 minute, mi-am dat seama că este un om hotărât care vrea să facă ceva pentru municipiul Roman. Și sunt foarte mulțumit pentru că n-a umblat dintr-un partid în altul. Deci a fost un simpatizant. Probabil că dumneavoastră știe partidul pe care l-a simpatizat mai mult. Deci este un om hotărât care știe ce vrea în viață. Să aibă toată certitudinea și toată încrederea că organizațiile noastre de pensionari, de tineret, de femei,
o să sprijinim până la ultima picătură pentru a dovedi, într-adevăr, Partidul Social Democrat este un partid puternic, un partid care nu mai a dat la oameni, nu a luat, ci este un partid care este alături de fiecare cetățean al municipiului Roman și din întreaga țară. Am convingerea că vom reuși ceea ce ne-am propus astăzi împreună, ținând cont că la anul avem două evenimente deosebit de importante, alegerile locale și cele parlamentare, și sunt convins că împreună cu dumneavoastră, cu organizațiile de partid, al Partidului Social Democrat de Municipiul Roman, vom face tot ce depinde de noi pentru transpunerea în viață a sarcinilor care ne revin pentru perioada imediat următoare. Vă mulțumesc! Concret la problemele ridicate de membrii dumneavoastră de partid. La ultimele întâlniri, domnule candidat, pe care le-am avut cu membrii dumneavoastră de partid, se puneau, în urma centralizării dorințelor exprimate de fiecare dintre membrii dumneavoastră de partid, se puneau trei probleme majore. Unu, pensionarii, în majoritatea lor, vor majorare de pensii. Tot ei, ca și restul populației, vor diminuarea posturilor la utilități, iar tineri, așa cum ați văzut, vor locuri de muncă. Tot atunci spunea unul dintre membrii dumneavoastră de partid că toți politicienii, indiferent de partid, ignorau vestitul slogan care e undeva prin curtea dumneavoastră, suntem acasă pentru fiecare. De-a doua zi uitau toate aceste promisiuni. Cum veți face concret ca să materializați aceste lucruri? Este cea mai mare problemă. De unde resursa financiară, umană și așa mai departe? Este foarte simplu. În primul rând, am spus de la început și nu vreau să mai repet de multe ori, ci o singură dată, sunt angrenat în acest oraș, da? Am urcat toate treptele prin muncă asiduă, cunosc toate problemele acestui oraș și vă rog să mă credeți că le cunosc chiar de la bază și vă dau cuvântul meu. Ca om, ca cetățean, ca tot ce vreți dumneavoastră, că pe acest aspect am și venit în acest proiect. Să ascult cetățeanul. Ăsta e un aspect. Să țin cont de părerea lui și așa cum am spus și mă repet, voi sintetiza toate doleanțele Romașcanului. Și împreună cu celelalte idei care sunt deja concretizate, vom face acea platformă și eu voi fi deschis la orice oră pentru orice cetățean acestui oraș. Referitor la resurse, nu-mi fac deocamdată probleme, având în vedere aspectele pe care le-am enunțat la început. Am venit în cadrul unui partid puternic, care actualmente se află la guvernare pe plan județean și pe plan național. Atât timp cât facem o echipă, deci eu nu mă erijez ca o entitate singulară, ci sunt o parte dintr-un proiect care este conceput de o echipă. Sunt conștient că va veni oricând, la orice oră, ajutorul dumnealor. Iar treaba cu pensiile nu vă spărați pe mine, dar nu-i treaba. Nu este treaba. Doamna Ogan, dumneavoastră sunteți un jurnalist, cred, renumit, adică mă lăsați să ne puneți niște întrebări care țin de candidat. Dacă va fi să nu mai fie dumneavoastră primar, dacă am lăsat temele făcute următorului care vine. Și aș vrea să vă întreb dacă mizați pe chestiunea aceasta, pentru că domnul primar a lăsat toate proiectele pregătite și că nu aveți mare lucru de făcut și doi, ca să fiu mai scurtă, n-ați spus nimic despre alegerea primarului din primul tur. Avantaj sau nu pentru primarul din da, evident că o să răspund ca să răspundeți și dumneavoastră după. Evident că alegerea din primul tur avantajează primarul în funcție, însă nu este obligatoriu să se întâmple asta peste tot. Iar vis-a-vis de temele făcute, nu ne lasă nimeni teme nouă. Bineînțeles, orice proiect bun pentru municipiul Roman, un proiect sănătos,
îl vom continua, că doar nu am venit nici să dărâmăm ce a făcut bun Leureanu, sau venim să facem lucrurile să funcționeze. Dacă există proiecte sănătoase, corecte, lucruri bune pentru Romașcan, le vom continua, însă noi venim cu niște proiecte pe care vrem să le dezvoltăm în municipiul Roman, care n-au fost nici dezvoltate, nici gândite de actuala administrație locală la Roman. Iar o secundă să spun, ținând cont că candidatul a fost mai puțin implicat politic, eu vreau să vă fac următoare remarcă. Așa cum domnul primar spune că a lăsat temele făcute, dânsul au preluat niște teme care au fost foarte bine făcute. Și să ne aducem aminte, electrificarea orașului, a străzilor, parcul, apa curentă în oraș. Am spus numai trei dintre cele mai principale. Sala de sport, care este la fel făcută, așa, bazinul de sport a cărui început a fost înainte de mandatul actualului primar. Deci mie mi se pare că a plusat puțin cu afirmațiile făcute și mi se părea mai modest dacă spunea că lasă lucrurile ok decât temele făcute, pentru că și dânsul a preluat foarte multe teme făcute și dânsul a preluat, proiecte care le-a pus în aplicare și le-a asumat, iar eu am spus de nenumărate ori, noi, inclusiv eu la nivelul județului, dacă am făcut ceva pentru Roma, n-am venit și am spus eu am făcut. Am venit și am spus noi sau sunt pentru cetățean. Mi se pare puțin de la asumarea tuturor proiectelor unui singur om. Nu, toate proiectele au fost făcute de un colectiv, de niște reprezentanți aleși, au fost, haideți, inclusiv, dacă vreți, să vă aduceți aminte că în mandatul trecut, când PSD-ul avea o majoritate confortabilă în Consiliul Local, inclusiv biblioteca, că doamna Ordean e aici, a trecut, vă aduceți foarte bine aminte, cu largul sprijin al PSD-ului. Ori ați asuma acum un lucru la care PSD-ul a fost cel care te-a sprijinit, nu mi se pare ok. De asemenea, vă aduceți aminte că tot în mandatul trecut, consilierii PSD-ul care la respectiva vreme aveau majoritate au inițiat acel program de etichete sociale. Nu s-a mai spus nicăieri că este inițiativa și votată și finanțată de PSD. S-a confiscat într-un fel această inițiativă și se spune în momentul actual că este altcuiva. Deci, eu spun că lucrurile ar trebui să decurgă cinstit și corect față de toată lumea. Nici eu, nici actualul primar, nici nimeni ca o singură persoană nu-și poate asuma realizarea unor proiecte în acest oraș. Este un lucru făcut pentru romașcani, este un lucru făcut cu banii romașcanilor și a oamenilor din județ, este un lucru făcut cu banii guvernului și nu din taxe locale adunate, să fim serioși. Pentru că s-au primit la Roman bani, inclusiv pe ordonanța 28, chiar dacă nu era primar PSD, cum s-a spus, s-au alocat banii pe administrație financiară la începutul anului, după un algoritm, la nivelul întregii țări, la fel, nu s-au făcut discriminări și mulți uită, și dumneavoastră vă aduceți foarte bine aminte, când ne duceam la ședințele de Consiliu și vă prezint și acum, dacă vreți, hotărâri de Consiliu, în care primăriile PSD figurau cu zero, și majoritatea banilor plecau unde? Deci acest guvern, care unii spun că n-a făcut nimic, a făcut egalitate pentru tot spectrul politic. Vreau să fim corecți și să redăm corect ceea ce se întâmplă în momentul actual în România, în Neamț și în Roma. Domnul... Ca să vă răspund și dumneavoastră, este firesc. Noi dorim să construim, nu să demolăm. Da, pentru acest oraș. Asta înseamnă că dacă sunt proiecte care sunt pentru acest oraș și în speță pentru romașcan, că sunt aici, trăiesc aici, da? Și sunt într-adevăr niște proiecte extraordinar de bune, ele vor fi continuate. Nimeni nu spune că oprește ceva undeva. Dar eu vin acum și spun că m-am săturat
și vă rog să mă credeți că spun real când spun, m-am săturat de cantitate. Da? Deci ideea mea este calitate. Ceea ce de la Revoluție până aproape în ziua de astăzi nu prea am întâlnit. Este foarte ușor să promit marea cu sarea, ceea ce eu nu fac. Și vă rog să mă credeți, nu știu să promit lucruri care nu le pot face. Dar la rubrica calitate o veți urmări. Dacă vă convine nivelul de trai din Roman, ce anume ați considera că trebuie schimbat ca și element major și de ce ați acceptat o provocare în condițiile în care, în mod firesc, știți foarte bine, o bătălie politică bazată pe proiecte să e o bătălie politică pe care trebuie asumată și din punctul de vedere al naturii umane. Vă convine să trăiți în Roman așa cum arată el acum? Vă mulțumesc! Revin exact la acest subiect pe care am spus doamnei sau domnișoare. Mă scuzați, nu am fost atent și nu vreau să... Domnișoare. Deci, în acest oraș, mi-aduc aminte, eram copil și vă rog să mă înțelegeți. Orașul ăsta strălucea. A fost al treilea pe țară ca frumusețe. Dacă mulți dintre dumneavoastră sunteți tineri, dar cei care sunt de o vârstă cu mine, știu că acest oraș era extraordinar de elegant. Cu tot ce avea el, și oraș vechi, și oraș nou. Asta urmăresc. Da? Vă rog să mă credeți. S-a făcut, nu comentez, nu este dreptul meu să comentez, las pe alții să comenteze ce s-a întâmplat în acest oraș, ce s-a făcut, dar eu cred și sper și sunt convins că acest oraș poate să arate cu totul și cu totul altfel, din foarte multe puncte de vedere. Și încă o dată îmi repet, dacă vrem să facem ceva pentru acest oraș, nu trebuie să avem gândirea care a fost până acum, de sus în jos, ci invers. Dacă ții cont de părerea romașcanului, cel care efectiv trăiește în acest oraș, lucrurile după aia sunt foarte clare. Dacă rupi realitatea cu el, cum s-a întâmplat până acum, da? Și ne așezăm undeva pe un pedestal de neatins, atunci să spunem că am ieșuat din start. Vă rog, am aflat dacă mă permite prima dată la 24, spuneați că privire de jos în sus și toată lumea a vorbit despre dumneavoastră sau în bună profesionist. Puteți să-mi dați exemplu de modificarea unei legi în vigoare din domeniul dumneavoastră de activitate pe care din experiența din teren ați putea veni cu o propunere către parlamentar? Dar mă refer aici ca profesionist Gheorghe Oprea. Foarte bine. Toată lumea știe că un oraș este susținut de o economie. Da? Din punctul meu de vedere, economia este susținută de sectorul privat. Da? Atunci, haideți să creăm facilități. Da? Agentul economic dorește să investească. Dar de multe ori își pune de 10 ori această întrebare. Unde și cum să investească? Și vă spun în mod sigur că știu cazuri concrete în care au venit investitori, da? Și au solicitat anumite scutiri pe care administrația locală le poate acorda. Da? Mă refer la cele parcuri industriale care trebuie gândite foarte eficient. Da? Ce pot crea acele parcuri industriale în care primăria se poate implica foarte mult, da? Locuri de muncă enorme pentru toată gama de personalități a orașului.
Și atunci este firesc să intervii asupra legilor organice pentru a-ți îmbunătăți traiul. Direct. S-a vorbit că domnul, numele domnului Gheorghe Oprea a fost ținut secret până astăzi, inclusiv față de unii membri ai PSD, mai mult s-a vorbit la corțuri și inclusiv față de presă, și că au fost colegii de-ai mei care v-au întrebat tema acestei conferințe de presă și au spus că numele candidatului va fi prezentat astăzi în conferința de presă. A existat un secret sau... Nu a existat neapărat un secret. Așa cum știți, în primul rând trebuia să avem și feedback-ul, deci ok-ul candidatului. Dânsul fiind la vremea respectivă funcționar public, juridic vorbind, și a rezolvat situația juridică, astfel încât să nu fie probleme din punct de vedere a activității care o va desfășura în continuare, e un aspect. Iar al doilea aspect, așa cum v-am spus, a fost o perioadă și aici trebuie, așa cum aseară în birou am spus colegilor mei și în fața dumneavoastră și a președinților de organizații, trebuie să-i mulțumesc președintele Arsene, care ne-a pus la dispoziție logistica pentru a analiza profilul candidatului care vi-l propunem. În urma, deci, dânsul ne-a pus logistica însemnând oameni specializați, chestionare și analiză. În urma acestei analize am spus și am scos pe tapet ceea ce înseamnă candidatul. Totodată, nu v-am ținut secret, neapărat spuneți că am ținut secret, pentru că eu cu președintele organizației județene a fost dânsul, era normal că fiind președintele organizației, a fost primul la care m-am adresat împreună cu cel care l-am avut și l-am propus candidat din punctul meu de vedere. Așa cum știți, toți colegii din biroul permanent au avut un termen în care să propună candidați sau să se propună sau să își declare intenția de a candida. Bineînțeles că în urma discuțiilor am văzut că nu au venit propuneri concrete, am avut în vedere doi candidați, din care cel mai bine plasat a fost domnul Oprea. Și au obținut unanimitate de voturi în acest birou? În biroul de aseară, din 11 membri ai biroului, 10 au votat pentru și unul împotrivă. Care e al doilea, numele celui de-al doilea? Pentru că nu am girul respectivului ăsta și nu contează, dar nu am efectiv girul. De fapt, am măsurat 4 persoane în măsurătoare și domnul Oprea e și cel mai bine plasat. Restul ține de strategie, doamna Ungă. Domnule Oprea, că o să vă prezentați un pic mai detaliat, ați spus doar că ați fost simpatizat de stânga și că a despre lucrurile economică, pentru care unul vreau să vă cunoscă mai bine, dacă se poate, și ca o continuare, unul, două proiecte pe care dumneavoastră vreți neapărat să le implementați pentru România, în poziție de primă. Când spuneți să mă prezint, vă referiți mai mult ca sigur la ceea ce reprezintă familia mea, da, sunt și profesional, da, sunt căsătorit, am un fiu care este anul întâi la informatică, de asta le mulțumesc și tineretului din spate că se află alături de mine. Din punct de vedere profesional, am 25 de ani de zile de când activez în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice, de fapt acum titulatura este Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, iar eu aparțin de Administrația Județeană, sau mai bine zis, am aparținut până am venit în fața dumneavoastră de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț și am stat pe specialitatea de control. De asta spun că am luat în toată această perioadă de 25 de ani de zile contact cu toate mediile de afaceri și am înțeles foarte bine sistemul economic. Cunosc de altfel toate problemele care se ridică la nivelul unui agent economic din punct de vedere juridic, da? Și legislativ și va fi foarte, foarte ușor să gestionez asemenea aspecte. Am lucrat într-un sistem care, din punctul meu de vedere, este un minister extraordinar de puternic,
a gestionat banul public, deci nu mi este străin acest aspect, dacă la asta vă referiți. Am spus de la început, nu vreau efectiv să dezvălui, nu vreau să dezvălui absolut nimic, pentru că vreau să țin cont. Este, cum să vă spun, dorința mea cea mai mare. Atunci când pun proiectele pe masa noastră, ele să țină cont în proporție covârșitoare de doleanțele Romașcanului cumulate cu proiectele care le avem noi la această dată sintetizate și creionate din punct de vedere politic.